Protest cu biciclete la primăria Chișinău. Bravo! Hai și noi amândouă așa. Da. De ce protestăm? Pentru că vrem piste pentru biciclete. Și ce facem noi cu pistele? O să circulăm pe ele. Da? Dar pe iarnă oricum e frig. Noi ne învățăm, ne îmbrăcăm mai gros. Părerea mea a fost și-a să fie așa, nu vreau să mă laud tare mult. Atunci când a fost în 2009 s-au spart tot guvernul acolo, tata mea a fost de față, când un om aproape a fost omorât. Și pot să vă zic că a fost greu, dar totul este bine. Dar să fie bine, nu azi, mâine, dar într-o bună zi când a să fie un Hitler. Da, chiar toată când a venit la guvernare, eu zic că o să fie bine și-a promis și piste și parcări de biciclet. Și că au făcut în fața primăriei o parcare de 6 locuri și atât. Nici o altă instituție de stat municipală nu mai are o parcare. Eu nu vreau să-l judec, da. Măcar tu știi ce era la Muncești, la Botanica erau. Acolo așa un miros, doamne... A, da, din rahat ne-o scos. Dar piste de biciclete nu ne-au făcut în 6 ani de mandat. Vrem piste și parcări! Vrem piste și parcări! Pentru biciclete.